Sărbătoare mare în întreaga țară, vorbim despre a doua zi de Rusalii, care este destinată în totalitate Sfintei Treimi. În municipiul nostru, credincioșii au participat cu mare bucurie la slujbă și ne-au mărturisit și nouă ce tradiții și obiceiuri sunt legate de ziua de astăzi. În România, a doua zi de Rusalii este zi liberă pentru bugetari. Credincioșii de pretutindeni cinstesc una dintre cele mai vechi sărbători a Bisericii Ortodoxe, a doua zi de Rusalii. Aceasta este destinată în totalitate Sfântului Duh sau a Sfintei Treimi, așa cum mai este cunoscută ziua în calendarul ortodox. Și în drobeta Turnul Severin, creștinii au mers la slujbă dis de dimineață. Sărbătoarea de astăzi, închinată Sfintei Treimi, este o chemare pentru noi creștinii, credincioși ortodoxi, să medităm mai mult la taina Dumnezeului căruia noi ne închinăm. Sfânta Treime, după cum știm, este una în ființă și întreită în persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Tatăl a început lucrarea săvârșită aici pe pământ, a făcut lumea, Fiul a răscumpărat lumea, iar Duhul Sfânt a sfințit-o. Știm că există trei persoane și din minunea săvârșită, cu toate că noi nu înțelegem cu mintea noastră omenească taina acestei treimi, Sfintei Treimi, știm de la Sinodul I de la Nicea, când Sfântul Spiridon a încercat să-i dovedească lui Arie că pot exista trei persoane în aceeași ființă. Tradiția populară spune că cei care se ceartă în lunea Sfântului Duh vor avea parte de necazuri. Credincioșii sunt îndemnați să petreacă această zi în pace și înțelegere, pentru că blestemele se prind, dar se și întorc asupra celui care le invocă. Este interzis căldatul sau spălatul, rusaliile sau zânele apelor, continuându-și sărbătoarea și astăzi. Toate aceste superstiții sunt știute de severineni și în mare parte sunt puse în practică. Astăzi ar trebui să nu facem mai nimic. E mai mare sărbătoare decât rusaliile, eu așa știu. Mostrămoșii o numeau Ierusalim și ca atare o sărbătoare foarte mare, foarte mare. Trebuie să respectăm sărbătoarea. Din moment ce a fost oficializat în Sfintele Calendare și în țară s-a instituit această sărbătoare ca să nu se lucreze, trebuie să acordăm toată cinstea, toată încrederea, toată demnitatea. Se spune că rusaliile pedepsesc oamenii care fac rele pe cei care nu le respectă zilele de sărbătoare, care dorm sub pomi sau aduc noaptea apă de la fântână. Îi ridică pe sus, în vârtejuri, îi pocesc sau sluțesc. Diferite forme de reumatism și maladii neuropsihice se numesc luat de rusalii sau ologit de rusalii. De aceste boli se putea scăpa prin descântec de rusalii, citind din cărți la mănăstire, intrând în hora călușului sau sărind peste bolnavul pe care călușarii îl pun pe pământ.